În această perioadă de 2 săptămâni, creștinii trebuie să caute mai mult decât în zilele obișnuite ale anului să se apropie de biserică. Postul este o perioadă de purificare sufletească și trupească, de înălțare și de străduință. Pe durata postului, oamenii se vor abține de la consumul de alimente de origine animală, excepție făcând cei care au dezlegare de la preotul duhovnic. Cele 4 mari posturi de peste an, rânduite de biserică, au tocmai menirea de a ne face să conștientizăm nevoia de înălțare spirituală, de depășirea limitelor vieții obișnuite și de întoarcere către iubirea Tatălui Ceresc. Acest post este închinat sărbătorii Adormirii Maicii Domnului pentru a o cinsti și preamări pe Fecioara Maria ca mamă a Mântuitorului, mijlocitoare și rugătoare pentru toți oamenii. Mutarea sa la cer alături de Fiul Său este o zi sfântă în care o pomenim pe cea mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-a născut, după cum ne spune chiar Biblia.